Dar cum, cum, explici că au crescut așa de mari vânzări? A, nu, hai altfel să întreb. Care ar fi un singur lucru cel mai vizibil, cel mai mare, care l-a schimbat voi în aceste doi ani, care v-a adus așa rezultat? Adică așa nu mi-a schimbat, mai mult pe management, ați schimbat oamenii sau altă abordare. Mă interesează, a fost un declanșator care au crescut, atât. Dacă tu zici 2020 față 2021, asta vânzările au crescut cam cu 100 de da? procente, cu 70 undeva, 80. 70, uh -huh. 2021 față de 2019 și 60. 2019 față de 2018, da? Nu, 2021 față de 2020, Aha, uh -huh. 60 față de 2019 și 70. Uh -huh. Ce-am schimbat? Păi am îmbunătățit am tot ce s-a putut îmbunătăți. În, în primul rând am, eu nu știu cum rus, digitalizat, țifrăvat. Uh -huh, uh -huh. Da, digitalizare. Da. Digitalizare tuturor, tuturor indicatorilor. Adică pot să, vă, pot să vezi, eu pot să văd uh -huh. câți clienți am zilnic intrați, câți test driveri am, câți clienți au fost consultați, câte apeluri au fost făcute, uh -huh. deci asta a fost... Asta ar însemna cumva implementarea unui soft care la nivel de angajați și membrii nu, de echipă. Nu e, nu, nu e obligatoriu soft. Ok, poți să iei un CRM și el uh -huh. există, dar trebuie toți indicatorii ăștia, nu poți din start toți să-i aduci într-un într CRM, pentru uh -huh. că unii sunt da, digitale, da. unii sunt manuale, unii sunt pe hârtie, unii, dar oricum ei sunt undeva pe una, într un, într-un Google Docs unde poți să-i vezi, acum la moment. Uh -huh, uh -huh. Uh, în care uh, Eu am avut problema asta și la, și la Darwin, când am preluat rețeaua de vânzări. Deci uh, era un. Uh,

Uh -huh. Cum să-i convertim mai mult? Cum să-i aducem la dezvoltare business? Cum să-i aducem înapoi pe clienți? Să plătească creditele, să plătească facturile, uh -huh, și să -și plătească, uh -huh. adică să aducem trafic în magazin. Uh -huh. uh, așa, și aici am făcut. Deci, tot aceeași experiență. Am digitalizat toți indicatorii și mai poți că sunt clienți sau nu sunt clienți. Și am câți clienți sunt noi? Aha. Uh -huh. Câți clienți ai adus? Și uh -huh. în, în cel mai mare, nu știu, cred ce mai mare impact a fost. Schimbarea strategiei de marketing, cred, că prin 2020, după pandemie. După pandemie. După ieșurile din lockdown. Am înțeles. Dar cum? Ce a fost în schimbare de marketing? Eu când am plecat la Toyota, chiar colegii din... Nici colegii, cunoștințele care aveau tangenți cu domeniul automobilism, mi-au zis Na, aici plictisitor. ce face, ești tu. Nu, la Darwin era drive, era... Tu ești nu, un an și pleci și zic, nu, tot ok să fie, știi, singur faci challenge-ul care, unde tu vrei să ajungi. Și în 2020, după ce am ieșit din lockdown, cum reanimăm vânzările? era totul upi... pe... Uh -huh. Și am zis că dacă nu, dacă nu facem alt marketing sau alte acțiuni, noi nu o să avem alte rezultate, decât am avut până acum. Pentru că piața era stabilă. 50% crește anual, fiecare dealer creștea 50%, ce uh -huh. era ok. Și atunci am zis că hai să schimbăm ceva în strategia de marketing. Mi-a venit o promoție de la distribuitor în care am avut o cantitate de un anumit model să vindem. Uh -huh. Și am făcut o, un buget, un, un plan și am vândut. într un lună am vândut toată cantitatea. Automobilul nu era cel mai întrebat automobil de piață, uh -huh. uh -huh. dar noi am avut, am vândut tot ce era planificat. Și am văzut că se Dar pe care a fost elementul? elementul a fost uh, pentru primele date sau printre primele deți când am folosit prețul. Când în automobilist, să că trebuie să faci uh, de imagini, uh -huh. faci un automobil frumos, pui că o automat, uh -huh. uh, mai știu ce are, și nu am pus prețul. Pur și simplu ați afișat prețul, da? Pur și simplu am afișat, afișat prețul uh, și era o reducere mică de la prețul standard. Ofertă. O... da? Fel, o, de... Da, o, uh -huh. o ofertă. În care am, uh, primeam feedback-uri că, că chiar așa e de ieftin automobilul ăsta. Noi credeam că automobilul ăsta e scump, nici nu, nici nu vine nimeni să-l vadă. Uh -huh. Și noi atunci când am vândut peste 40 sau 50 de automobile, într-o jumate, din un anumit model, uh -huh. și am zis că am văzut că merge. Și atunci hai ce facem diferit, mai departe, ca să ne diferențiem. Și voi până acum puneți prețurile în oferte? Sau până acum punem prețurile, până acum punem avantajele. Ce îl interesează pe client, nu ce ne interesează pe noi. Noi venim automobile frumoase, ele toate bune și frumoase, dar trebuie să spunem ce îl interesează pe client. Acum îl interesează consumul de combustibil. Sau îl interesează dacă e sau dacă e benzină, câți cai putere are automobilul, ce cutie are, automat, variator, SVT, etc. Asta scoatem în față.